Nici nu o să vă întreb de ce sunteți aici, ce motiv v-a ajuns, v-a dus. O să vă întreb doar ce impresie v-a creat locul acesta, oamenii, muzica de aici, tradiții, pentru că ați văzut, se întâmplă multe pe acea scenă și de asemenea se întâmplă multe în jurul acelei scene. O să vă rog să ne spuneți care este impresia dumneavoastră legată de locul acesta și de pământenii acestui loc. Dincolo de cum ați organizat evenimentul și felicitări de altfel celor care l-au organizat, doamna primar, o inimă de om, o vedem că e hotărâtă și determinată și face lucruri frumoase. Să creezi un festival nu e ușor, e o misiune complicată, e aproape o vocație și dincolo de a-l crea, trebuie să-l întreții ca să-l permanentizeze și mai complicat. Deja apreciem foarte mult lucrurile astea și emoția ne cuprinde pentru că vedem că românii încearcă să se organizeze în jurul tradițiilor lor, în jurul a ceea ce îi unește și îi face frumoși dintotdeauna. E important totuși și cum am ajuns aici, că nu e o întâmplare, dar e o întâmplare în sensul în care oamenilor buni și oamenilor care universul face în așa fel încât întâmplările de fapt sunt organizate, au o logică și au o cursivitate. Și practic noi ajungem aici dintr-o întâmplare, dar pentru noi nu e o întâmplare, e un lucru care ne binecuvintează sufletele. Și pe mine mă bucur în primul rând pentru că reușesc să transmit și să arăt unor prieteni ce sunt eu. De când am ajuns la Paris, de 12 ani, vorbesc celor din jurul meu că sunt români sau că sunt străini de acest sentiment al identității. Cu cât mai mult îl păstrăm, cu atât mai solizi suntem, știm cine suntem și știm ce ne protejăm, ce valori ne protejăm. Deci întâmplarea asta, de fapt, organizează lucrurile în așa fel încât prietenii noștri sunt impresionați de ceea ce văd, iar eu mă simt binecuvântat pentru că mă mândresc cu țara și cu oamenii și poporul din care vin și mă trag. Mi se pare extraordinar că astăzi am avut aici reprezentanții ai comunității românești din Dallas, din Statele Unite, da, care ne-a prezentat una dintre doamnele de acolo, ne-a prezentat și un costum național, un port popular românesc autentic, vechi de vreo 75-80 de ani și tot de acolo desprind o altă satisfacție, aceea a neuitării identității românești și apartenenței la acest popor, la această glie bună, străbună românească. Și din acest motiv vă felicit și pe dumneavoastră și pe toți cei pe care i-ați adus, iată, de la Paris, înțeleg că sunt arhitecți. Ce frumoasă e arhitectura unui popor, dincolo de lucrarea tehnică, aceea de suflet. De aceea v-aș ruga să-mi spuneți care este impresia lor despre, ok, mesajul am înțeles pe care vreți să-l transmiteți și pe care vă bucurați că reușiți să găsiți pârghii în astfel de evenimente, cum ar fi acest festival. Dar care este reacția lor, care este satisfacția sau insatisfacția, care este până la urmă percepția asupra ceea ce se întâmplă aici? Deși practică meseria de arhitect și sunt foarte priceput și foarte bun, pentru că Parisul este un loc foarte exigent din punctul ăsta de vedere, un spațiu exigent ca să te exprimi arhitectural, în arhitectură, ei sunt impresionați în primul rând de arhitectura sufletească. Nu e o arhitectură impresionantă la noi în țară, să spunem, nu avem poate un patrimoniu. Asta e și poate o critică, că am trecut istoric, am trecut prin contexte foarte dificile și diferite față de ceea ce s-a întâmplat în vest și în occident, dar arhitectura noastră în primul rând e una sufletească, pe care o vezi imediat. O percepem din prima privire, vedem că oamenii sunt diferiți și ei văd că oamenii sunt diferiți pentru că ușile acestor oameni se deschid, oricare ar fi ele, că sunt fizice ale caselor lor și suntem invitați aici, am fost invitați în case ale sătenilor de la secu, de unde eu m-am mutat în perioada asta. Dar în primul rând ușile lor sufletești, bunătatea lor, generozitatea lor, te invită în intimitate, îi invităm, pentru că eu mă simt parte din acest popor și cred că îmi doresc să-l reprezint, îi invităm pe oricine ar fi, străin sau de neamul nostru, în intimitatea noastră, deci deschidem ușa unui spațiu arhitectural care arată generozitate, bunătate, bună cuvință și identitate. Revin la cuvântul ăsta, că pentru mine e important, o identitate, cine suntem. Vrem să fim oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, oameni buni. Eu vin din Harghita și batem foarte tare monedă și cred eu pe bună dreptate pe multiculturalitate și pe toleranță. Este extraordinar să putem nu doar să încercăm, ci și să reușim să fim astfel, nu-i așa?
Eu zic că suntem toleranți, poate câteodată prea toleranți, și mă refer aici la, nu vreau să fac politică, dar suntem toleranți cu cei care ne conduc. Trebuie să fim toleranți cu cine, toleranța e ca un dar, nu poți să fii tolerant cu cineva care nu-l merită. Adică trebuie să dai șansa unui om și în felul ăsta ești tolerant cu el. Dar dacă omul nu se schimbă și clasa noastră politică arată semne grele că ar vrea să se schimbe, nu putem fi toleranți. Trebuie să afirmăm ce vrem, trebuie să spunem ce ne dorim. Mă bucur că o am alături de noi pe Adina, care și ea e un român de mult timp plecat în Paris, dar înainte poate dacă am putea să o întrebăm și pe ea cum se simte în atmosfera de la Grințieș. M-aș bucura totuși să avem un răspuns direct de la ei, de ce cred și simt. Să vedem, să ne spună ce reacție au ei. O să las pe Adina să traducă ce spune unul dintre ei. Atunci, Adina, să întrebăm pe ei care este percepția lor asupra ceea ce se petrece aici, care este reacția sufletească și morală, pentru că s-ar putea să avem două reacții aici, una a minții și una a sufletului. Aceasta este o sărbătoare câmpenească, dar e tradițională, este festivalul haiducilor și mi-ar plăcea ca din plecarea de aici să avem și la Paris 2-3 haiduci de la festivalul haiducilor de la Grințieș. Bine? Hai să vedem, să întrebăm, să vedem ce ne spun ei, da? Regulă, cu mare drag. Ce să întrebăm. Da, să întrebăm. Sammy, c'est toi. Comment te retenir? Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'ambiance ici? Qu'est-ce que c'est que tu ressens dans ton cœur et dans ton et avec ta réaction aussi par rapport à ce qui se passe? Et est-ce que tu apportes ça à Paris? Est-ce que tu penses devenir un Robin de Hood? Non, je ressens beaucoup de joie parce que nous en France, ces ambiances-là, on les trouve dans des villages, et cet esprit communautaire, cet esprit d'exaltation de la tradition et en même temps être ancré dans la modernité, on voit ça dans les villages, mais au fait on trouve ça à l'échelle de la Roumanie et c'est très beau, à l'échelle de région et tout ça, et je pense que la Roumanie représente un peu tout ça, quoi. A regăsit aici o atmosferă câmpenească pe care a trăit-o și în Franța și e fericit să găsească puncte în comun și o atmosferă specifică pe zonei noastre montane. Qu'est-ce que c'est que tu ressens avec ton cœur quand tu es là? Ce sens en inima ta quand tu es ici? Je ressens surtout beaucoup de bienveillance de la part des personnes qui vivent ici. Beaucoup d'acceptation, d'invitation à partager les traditions locales, les danses locales. Il y a une vraie générosité et ça, c'est, on peut être que, comment dirais-je, agréablement surpris de cette invitation. Găsește că oamenii sunt foarte ospitalieri și foarte gentili aici și este foarte bucuros să se regăsească în atmosfera pe care noi o dăruim. Transmiteți-ne că și noi suntem bucuroși că sunt aici și că sperăm să avem festivalul haiducilor, să avem câțiva haiduci și la Paris. Alors ils ont dit qu'ils sont contents que vous êtes là présent, que vous sentez un peu l'ambiance romaine et ils espèrent que vous allez amener avec vous à Paris un peu de cet esprit de Robin de Bois. Ce qu'on sait, c'est qu'on va apporter un peu de l'ambiance de Paris à cet endroit surtout. Ceea ce știm este că am adus și noi un pic de atmosfera din Paris aici la dumneavoastră. Merci, Sammy. Merci beaucoup. Mulțumesc. În contextul interviului pe care l-am realizat cu grupul acesta minunat care vine de la Paris, de arhitecți, noi i-am făcut din arhitecți tehnici, i-am făcut arhitecți ai sufletelor și ei au venit aici să participe la o sărbătoare de suflet, la Festivalul Haiducilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că s-a potrivit atât de frumos prezența lor aici? Oare n-ar fi un semn de la Dumnezeu să mărim, să creștem, să extindem acest festival și să-l facem unul internațional și să avem haiduci și la Paris? Cu siguranță, ne bucurăm și chiar aș vrea să la anul să vină ei cu haiducii lor aici la noi. Și atunci ar fi nemaipomenit. Facem schimb de haiduci, după aia mergem noi cu haiducii noștri la ei și va fi super!
Despre asta vorbim. Oameni buni, nimic nu e întâmplător. Și socot că bunul Dumnezeu ne-a pus împreună astăzi cu un anume motiv. Haideți să nu lăsăm acest motiv să treacă pe lângă noi și să îl ajutăm să, dacă e o sămânță, e talentul acela divin, să rodească, să crească, să se înmulțească și să ne aducă bogăție sufletească și satisfacție. Vă mulțumim, doamna primar, un gând pentru prietenii parizieni, dar și pentru cei locali, ai autohtoni. Noi i-am primit cu toată inima pe francezi, ne-au fost dragi din prima, deci a fost așa un vibe frumos. Ne dorim, știți, noi avem inimă mare. Știm. Și vrem toți să încapă în inima noastră. Îi așteptăm cu drag și la anul și pe ai noștri deja, na, la 7 ani suntem cumva în familie. E un eveniment de familie. Da, uite, am avut și un film, nu? Haiducii lui 7 cai. Iată, avem 7 ani, Haiducii lui 7 cai. E ceva din istoria noastră cinematografică și până la urmă tradițională cumva. Și iată că avem și parizieni, avem și străini. Dea Domnul ca acest festival să crească an de an, doamna primar. Vă felicităm pentru efort, știm că nu e ușor, dar vă felicităm și pentru faptul că arătați deschidere și disponibilitate la nou, ceea ce este extraordinar. Nu sunteți încorsetată în angoasele sau în cumva chingile acelea, corsetul trecutului, și că pășim cu încredere spre viitor. Așa că o ultimă rugăminte mai am. Să ne spuneți care este intenția dumneavoastră legată de această comunitate și ce părere aveți, cum se va derula pe viitor festivalul acesta. În primul rând, am o echipă fantastică în spatele meu și asta contează foarte mult. Deci la orice organizare de eveniment trebuie să ai oameni în spate. Clar. Dacă n-ai niște oameni care muncesc așa din toată inima, nu se realizează cum vrei să fie. Primul lucru, oamenii. Apoi, da, vrem să ne extindem. Chiar ne gândeam în partea de sus să facem loc pentru corturi, să mai stea lumea, să vină cu 3 zile înainte, de exemplu. Să-i cazăm aici, să se bucure de natură. E o priveliște superbă, e pădure, e aer curat, e ceva mirific. Noi zicem că o să crească. Deci s-au văzut progresele așa, câte puțin, câte puțin în fiecare an. Eu zic că la anul va fi mult mai... O lăsăm așa ca pe o surpriză. Ceva vedem noi, ne gândim. Mulțumim tare mult. Pregătiți-ne că noi venim. Okay. Doamne ajută, Doamne ajută.